primul fulg de nea. Acum, cum ninge târziu în februarie, zic să ne apucăm din octombrie să mâncăm. Vlăduț pregătește astăzi ce asta, vrăbioară? Nu, este un antricot, din antricot de vițel, este foarte fraged. Vreau să-l tai, julien, înainte însă am să-l tai în feliuțe foarte subțiri, adică de circa un centimetru sau poate, dacă se poate, chiar jumătate de centimetru, urmând ulterior să-l tăiem pe lung sau ușor oblic, astfel încât să obținem fâșiuțe foarte subțiri. Sunt în primul rând și mai aspectoase, dar se și prepară mult mai repede. Fâșiuțele de vițel am să le trag într-o tigaie cu niște ceapă roșie, care este foarte, foarte dulce. De asemenea, tăiată julien, dar și cu feliuțe de țelină. În momentul când este totul gata, potrivesc gustul cu sare, cu piper, adaug un pic de usturoi, pastă de ardei dulce, bineînțeles, dacă vreau să fie un pic picantă, dar foarte, foarte puțin, un strop de ardei iute nu ar strica. Usturoi am spus, dar mai am și capere și ghebe pe care le adaug ulterior, respectiv caperele chiar la sfârșit, pentru că vreau să-și păstreze bine forma și să definitiveze gustul așa cum îmi place mie. Ardeii capia însă am să-i coc, pentru că vreau să am și puțin gust de ardei copt, iar la sfârșit de tot potrivesc totul gustul cu sare, piper, pătrunjel, poate un pic de boia afumată, nu ar strica, dar foarte, foarte puțin. Și evident, totul servit cu o garnitură, pentru că nu se poate așa, cu niște cartofi natur, o garnitură simplă, asta ca să puteți savura cât mai bine preparatul pe care îl gătiți acasă. Dar nu vrei să-l batjocorim un pic cu niște sirop de rodi? Cu niște sirop de rodii, da, dar atunci îi dă o notă orientală, atunci ar merge o garnitură de orez, ar merge niște fructe, știu eu, un pic de ananas ar merge. Un pic de ananas tras la tigaie, așa cât să lase din... Niște unt ar mai trebui în toată combinația. Ne place. Un pic de cardamon. Ne place să mâncăm, după cum bine se vede. Dar și când mâncăm, facem științific, așa cum facem toate lucrurile. Doamne, ia-l de pe mine. Ia-l de pe mine pe acest... Plânge. Plânge pentru că mănânc și plâng. Moartea căprioare. Ce gândește tata? Doamnelor și domnilor, Vlăduț, un tip serios, de fapt, ce zic eu, singurul tip serios de la Neața, a început plating-ul, montajul. Nu? Montajul, sigur că montajul. Da. Stroganovului, așa s-ar numi, nu? Da, ar fi un gen de stroganov, însă nu este chiar stroganov. Este o mâncare specifică toamnei, este o mâncare cu ardei copți, cu un pic de muștar, cu capere, cu ceapă roșie, are o dulceață specială, cu puțină pastă de ardei, cu un pic de ardei iute. Tu ai gustat? Îți place? Ok, da, bineînțeles, cu cartofi la cuptor, o mâncare care practic se gătește, se autogătește. O lăsați pe foc și se pregătește într-un mod spectaculos. Așa, nu? De ce așa nu? Se gătește, nu? Da, simplu. Totul este tăiat julien, se mănâncă foarte ușor, da, o recomand copiilor, este cu carne de vițel, predomină însă legumele, pentru că așa îmi place mie să aibă un gust cât mai mult de legume. Se gătește singură. Da. Da. Eu am încercat să fac un grătar duminică, am mințit toți copiii de pe acolo că așa e bun pui un pic ars, că face bine la digestie. Era negru, bă băiatule. Cărbune. Vai de mine. Bine, am și plecat până în casă și am uitat de el, poate de aia. Era o vâlvătaie, era...